Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, am vorbit până acum iată despre ispășire. Mai cu seamă ispășirea pentru păcatul făcut din neștiință. De asemenea, am văzut că nicio categorie de oameni nu este pe deplin scutită de aceste păcate. De fapt, Dumnezeu începe chiar cu categoria preoților. Chiar cei care făceau mijlocirea pentru alții nu erau scutiți de păcat. Dumnezeu ne spune în felul acesta că nici măcar acest sistem nu este suficient este nevoie de ceva mai mult și știm foarte bine de cine era nevoie. Era nevoie de Domnul Isus Hristos, pentru că nimeni și nimic nu poate face ispășirea pentru noi cu excepția Domnului nostru. Să ne întoarcem acum tot la capitolul 4, la jerfa de ispășire, pentru că avem acolo și o altă categorie despre care vorbește Dumnezeu și este foarte important să luăm în considerare ceea ce spune El. Astfel, citim de la versetul 13 dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovată și dacă păcatul săvârșit s-a descoperit, adunarea să aducă un vițel ca jertfă de ispășire și anume să-l aducă înaintea cortului întâlnirii. Dragii mei, nu numai omul luat ca individ păcătuiește. Uneori, întregul popor o întreagă generație poate păcătui. Pentru păcatul întregii adunări se aducea ca jerfă același animal ca pentru păcatul făcut de preot. Vițelul era animalul cel mai valoros care putea fi adus ca jerfă. Marele preot reprezenta întreaga adunare a lui Dumnezeu, așa că trebuia împlinit aceeași cerință. Dar mai avem o lecție aici. Nu există numai o responsabilitate individuală înaintea lui Dumnezeu, ci și una colectivă. Dumnezeu judecă popoarele, și mulți oameni care nu au luat parte la păcatul săvârșit de un popor anume vor fi judecați la un loc cu toți ceilalți. Când Ierusalimul a fost distrus în anul 70 după Domnul Hristos, întregul popor a fost dus în captivitate. Când s-a prăbușit Imperiul Roman, toți oamenii care l-alcătuiau au avut de suferit această înfrângere. Dragii mei prieteni, noi vom da socoteală la un loc cu tot poporul nostru. De aceea cred că trebuie să ne luăm mai în serios rolul pe care îl avem de a fi sarea poporului. De asemenea, Dumnezeu judecă bisericile și congregațiile locale. Îi aud pe unii spunând că vor rămâne într-o biserică care în mod evident nu face voia lui Dumnezeu, pentru că vor aduce mărturia lor bună acolo, zic ei. De unde ar fi venit cu ideea aceasta? Pentru că ea nu poate fi găsită în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă identificați cu o biserică în care nu se predică și nu se învață cuvântul lui Dumnezeu, veți fi judecați la un loc, cu întreaga biserică, cu întreaga adunare. Fiecare om are o responsabilitate individuală, dar când face parte dintr-un grup, este pus și sub o responsabilitate colectivă. Mesajul trimis celor șapte biserici din Asia, din cartea Apocalipsa, era adresat bisericilor, dar și fiecărui membru al acestora. Dar să ne întoarcem la cartea Levitic. Bătrânii adunării să-și pună mâinile pe capul vițelului înaintea Domnului și să junghe vițelul înaintea Domnului. Bătrânii reprezentau poporul. În mod similar, bătrânii din cartea Apocalipsa reprezintă biserica. Ritualul prezentat aici este identic cu cel al jerfei preotului. Nu mă voi mai opri asupra acestor lucruri, pentru că puteți să le citiți în versetele 16 până la 21. Să trecem acum la versetul 22. Dacă o căpetene a păcătuit făcând fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului, Dumnezeului său lucruri care nu trebuie să făcute și s-a făcut astfel vinovat și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă un țap fără cusur. Observați că toate aceste categorii diferite de oameni trebuie să aducă o jertfă pentru că au păcătuit. Responsabilitatea lor era diferită de la caz la caz, dar toți erau vinovați. În aceste versete este vorba despre un conducător civil. Oamenii în poziții de conducere sunt acuzați adesea pe nedrept sau sunt victime ale bârfelor de tot soiul. Aici este vorba însă de o vină reală. Cel în cauză trebuia să fie făcut conștient de păcatul lui și apoi să-și aducă jerfa. Căpetenea era într-o poziție de autoritate, Jerfa sa era mai puțin valoroasă decât a preotului sau întregi adunări, dar avea o valoare mai mare decât cea a unui om de rând. Aceasta ne arată că oamenii sunt puși în poziție de autoritate de către Dumnezeu și sunt astfel răspunzători înaintea lui. Din nefericire, politicienii noștri nu caută să fie pe placul lui Dumnezeu prin ceea ce fac. Mi-aș dori să aud un politician care să spună că dă socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru felul în care conduce țara. Ei încearcă să facă pe placul oamenilor. Îi auzim adesea vorbind despre alegătorii lor când ar trebui să se gândească la Dumnezeu. Căpetenia, în cazul acesta, trebuia să aducă un țap pentru jerfă, un animal de parte bărbătească fără cusur. Acesta nu era la fel de valoros ca vițelul. Ritualul și procedura respectă modelul gerfelor anterioare pentru păcat, respectiv cea a preotului și a întregii adunări. Păcatul acestui om era același cu păcatul unui om de rând. Valoarea animalului adus ca jerfă indică măsura responsabilității omului. Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie să făcute și s-a făcut astfel vinovat, spune versetul 27, referindu-se acum la omul obișnuit, cetățeanul, individul. Jerfa este pentru un păcat din știință, dar făcut împotriva unei porunci a lui Dumnezeu era un păcat împotriva unui lucru despre care se spunea cu precizie că este interzis. Nu era de ajuns să se vorbească din auzite despre vina sa, ci aceasta trebuia stabilită cu exactitate. Repet acest lucru. Jărf avea rolul de a îndepărta complexul de vinovăție și de a satisface, de a repara conștiința. Numai că. Doar jertfa Domnului Iisus Hristos poate înlătura copleșitorul complex de vinovăție al omului modern. Metodele psihologice nu au putut soluționa această probleme. Conștiința unei persoane poate fi arsă cu fierul roșu și vina poate fi transferată dintr-o zonă în alta, dar complexul de vinovăție poate rămâne ascuns în adâncul ființei. Este înlăturat numai atunci când este adus la Hristos pentru a căpăta iertarea, pentru că El face toate lucrurile noi. Dar despre omul de rând, continuă cuvântul lui Dumnezeu în versetul 28 și spune așa. Și ajunge să descoperă păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur pentru păcatul pe care l-a făcut. Dacă descoperă mai târziu păcatul pe care l-a făcut, nu mai este un păcat din neștiință, dar este nevoie de acea jerfă Ce face credinciosul astăzi? El vine la Hristos ca un păcătos pierdut și îl primește pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Apoi, când descoperă că a păcătuit, vine și mărturisește păcatul lui Dumnezeu. Este ceea ce ne îndemna Apostolul Ioan să facem în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 9. Acum, o iadă era o jerfă de o valoare mai mică decât toate celelalte animale aduse ca jerfă. Totuși, este nevoie de jerfă. Toate acestea ne îndreaptă atenția asupra morții lui Hristos. Ritualul este același ca pentru toate celelalte categorii. Era acceptat și un miel de parte femeiască, fără cusur, cum vedem în versetul 32. Același ritual avea loc și în acest caz. Cuvintele pe care aș dori să le remarcați aici sunt următoarele. Și i se va ierta. Acest lucru este spus în versetul 31, repetat și în versetul 35 apoi. Adevărul foarte important este acela că iertarea de plină era asigurată. Era realizată absolvirea de păcat. Așa ceva a obținut Hristos pentru noi prin moartea Lui. În Efeseni, capitolul 1, citim în versetele 7 și 8 următoarele lucruri. În el avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Iată, dragi ascultători, ce face Domnul Isus pentru noi. El este cel care ne răscumpără, cel care plătește pentru noi. În felul acesta, suntem de două ore lui. Îmi aduc aminte de o povestire care reflectă foarte bine acest fapt. Eroul povestirii este un copilaș care și-a confecționat o barcă dintr-o bucată din lemn. Muncise mult, și munca i-a fost răsplătită pentru că barca era admirată de toți cei ce o vedeau. Copilul petrecea de acum ore întregi jucându-se cu barca sa pe apă. Într-una din zile, din pricină neatenției, barca a fost luată de apă și nu a putut să o mai recupereze. Copilul a fost mâhnit pentru că ținea mult la barca aceasta. A trecut ceva timp și într-o zi, plimbându-se prin oraș, în vitrina unui magazin vede barca sa. Imediat a recunoscut-o și, plin de bucurie și speranță, a intrat în magazin. A început să explice vânzătorului toată istoria bărcii. Dar vânzătorul, foarte politicos de altfel, i-a spus că cineva i-a adus barca pentru a fi vândută și el nu poate face nimic altceva. Copilul a plecat din nou mâhnit de acolo și nu știa cum să facă să recupereze barca sa. A început să strângă bănuți cu bănuți și într-o zi a venit la magazin cu banii pentru barcă. A luat barca și când a ieșit cu ea afară, vânzătorul l-a auzit spunând, Acum ești de două ore a mea. Odată pentru că te-am făcut și apoi pentru că te-am cumpărat. Dragii mei, aceasta este situația noastră. Dumnezeu ne-a creat, El este făcătorul nostru și în aspectul acesta suntem ai Lui. Dar apoi ne-a și cumpărat, plătind pentru noi sângele Domnului Isus. Putem noi să respingem o asemenea dragoste? Se pare că unii pot, dar să nu uităm că este o dragoste foarte mare. Mergem acum mai departe la legea jertfe de ispășire pe care o găsim în capitolul 6, începând cu versetul 24. Iată ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește lui Aaron și fiilor lui și zi, Iată legea jertfei de ispășire. Vita pentru jerfa de ispășire să fie jungheată înaintea Domnului în locul unde se înjunghie arderea de tot. Ea este un lucru prea sfânt. Iată deci că locul destinat jerfe pentru ispășirea păcatului era același ca în cazul arderii de tot, pentru că ambele se referă la Hristos. Jerfa pentru păcat era sfântă. Preotul care va aduce jerfa de ispășire, acela să o mănânce, și anume să fie mâncat într-un loc sfânt în curtea cortului întâlnirii. Oricine se va atinge de carnea ei va fi sfințit. Dacă va sări sânge din ea pe vreun veșmânt, locul stropit cu sânge să fie spălat într-un loc sfânt. Jerfa pentru păcat nu era un lucru oarecare. Ea era sfântă, era prețioasă înaintea lui Dumnezeu și vedeți, Dumnezeu indică clar că niciun strop de sânge nu poate fi risipit nu poate fi folosit la altceva. Vă amintesc că pe cruce Hristos a strigat la Dumnezeu cu cuvintele psalmului 22. Iată ce spune acest psalm. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Stric ziua, Dumnezeule, și nu răspunzi, stric și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Domnul Iisus Hristos a fost făcut păcat pentru noi pe cruce și totuși a rămas sfânt. Dumnezeu s-a îndepărtat de el și totuși Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Vă să sincer că nu înțeleg acest lucru. Este o taină, este o taină mare. Hristos a fost și este sfânt, în ciuda faptului că păcatul nostru a fost pus asupra Lui. Noi nu vom ști sau nu vom înțelege niciodată cum și cât a suferit El pe cruce. De vreme ce El este sfânt, iar noi nu suntem, nu putem înțelege ce înseamnă o astfel de suferință. Vasul de pământ în care se va fierbe, continuă cuvântul lui Dumnezeu, să se spargă. Dacă s-a fiert într-un vas de aramă, vasul să fie frecat și spălat cu apă. Toată partea bărbătească dintre preoți să mănânce din ea. Ea este un lucru prea sfânt. Dar să nu se mănânce nicio jerfă de ispășire din al cărei sânge se va aduce în cortul întâlnirii pentru facerea ispășirii în sfântul locaș. Aceea să fie arsă în foc. Legea, după cum puteți observa, este foarte meticuloasă, mergând până la detalii referitoare la vasele care trebuie folosite, Jerfa era pentru păcat, iar păcatul este opusul sfințenii și Dumnezeu ne atrage atenția foarte clară asupra acestui lucru. De altfel, iată ce scrie Isaia în capitolul 55, începând cu versetul 7. Să se, se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se, se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Noi trebuie să ne aducem aminte faptul că Dumnezeu ne-a mântuit de păcat, nu pentru păcat. Este foarte important să nu uităm acest fapt. Iată ce scrie Pavel. Ce vom zice, dar? Să păcătuim ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat de acum? Acestea sunt cuvintele pe care le spune el romanilor în capitolul 6. Dar să venim acum la capitolul 5 al cărții levitic, acolo unde este continuarea firească a drumului nostru prin această carte. Unii comentatori tratează primele 13 versete ale acestui capitol ca făcând parte tot din jarfa pentru păcat. În versetele 6, 7, 9 și 11, jarfa de ispășire pentru păcat este necesară pentru vină, pentru că actul păcatului își are cauza în natura păcatului. Toate păcatele își au sursa în această natură păcătoasă, și noi am moștenit-o de la Adam. Toporul trebuie să taie rădăcina, nu numai fructele. Noi vom trata acest capitol în dreptul temei jerfă pentru vină sau nelegiuire. În limba engleză, cuvântul folosit pentru vină înseamnă încălcarea unei legi. Este același cuvânt folosit în interdicția trecerea oprită, de exemplu. Toată lumea știe ce înseamnă un astfel de semn. Înseamnă că nu putem încălca drepturile altora. Libertatea este un cuvânt de care se abuzează foarte mult astăzi, din păcate. De multe ori este folosit în mod cu totul greșit. Oamenii distrug și calcă totul în picioare, făcând paradă de dreptul de libertate. Prietene, ai dreptul să dai cu pumnul în orice direcție vrei, dar libertatea ta se termine unde începe nasul meu. O încălcare de lege este o violare a drepturilor, fie că este vorba de drepturile lui Dumnezeu, fie de ale oamenilor. De exemplu, oprirea zeciuielii datorată Domnului era considerată o încălcare de lege în Israel. Avem exemplul lui Acan, care a luat din lucrurile date spre nimicire și aceasta a fost socotită tot o încălcare de lege. Puteți să citiți despre acest episod în Cartea Iosua, la capitolul 7. Trebuie să ne amintim mereu că încălcările de lege sau de poruncă divină vin tot din natura noastră păcătoasă. Omul este corupt de păcat până în cele mai intime fibre ale ființei lui și nu posedă nicio capacitate de a se apropia de Dumnezeu. Dumnezeu spune foarte clar că nu va accepta lucrările omului nemântuit ca plată pentru obținerea mântuirii. Neprihănirea omului este în ochii lui Dumnezeu doar o cârpă murdare. El nu ne mântuiește pentru lucrările făcute de noi în neprihănire, cine mântuiește prin harul său. Este imposibil pentru un om nemântuit să fie pe placul lui Dumnezeu. Căci umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supune, spunea Pavel adresându-se romanilor. Când Isus a venit pe acest pământ, conducătorii religioși au venit la el și l-au întrebat, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iată ce le răspunde Domnul. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis el. Apostolii au avut același răspuns. cred în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Acum, lista de păcate enumerată în acest capitol din Levitic nu este nici pe departe epuizată. Dar ea ne oferă exemple ale unui număr limitat de păcate care ar putea fi numite. Acestea sunt păcate individuale, nu păcate făcute de întreaga adunare. În cea mai mare parte, acest fragment se ocupă de leacul, de soluția problemei și nu de boala în sine. Astfel, accentul este pus pe tipul de jertfă, nu pe caracteristicile persoanei care o aduce, așa cum a fost cazul jertfei pentru păcat. O să vedem, dragii mei, că sunt foarte multe păcate pe care trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu, pentru ca vina lor să fie ridicată de peste noi. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în continuare pentru a descoperi toate aceste păcate. Data următoare o să vedem în detaliu care este lista celor păcate pe care Dumnezeu le enumeră doar ca exemple, încă o dată amintesc, doar ca exemple, pentru ca noi să înțelegem care este rețeta, care este vindecarea pe care Duhul lui Dumnezeu nu aduce înainte. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.